Ia bă, face paint de asta, fata, ia ce fai m-am făcut. Deci... poți să schimbi style-ul? Nu poți știu. Poți să schimbi style-ul, bă. Style happy și Joker, ia pulă. Fă-te Joker. Da mă, salut și bine v-am găsit la un nou minunat episod pe canalul acesta, care... ia la. Cum arată, mă arată fresh? Uite-te-n tab. Da mă, Daisy în 2021, uite la ce am ajuns. În episodul ăsta o să discutăm un pic de Daisy și cum a evoluat el așa în 2021, pentru că am mai făcut un clip de genul în 2020. Și au mai fost ceva update-uri de atunci, nu bă, Cristi? Bă, Liziu? Florin Persic. După cum vedeți, sunt o grămadă de moduri, adică o grămadă, jucăm pe un server care nu-i prea modat, pare puține moduri. Fain serverul, numai că cam stai în queue. Cel mai bun server în momentul de față care există pe Daisy. Da, altul știu. Mai bun nu găsești. Depinde ce tip de persoană ești. Și da, dacă ești o persoană normală, îți place cel mai mult. Dacă ești fan de Daisy și nu de uite, jocuri arcade. Golani cu Loganul aici pe stradă. Da, trebuie să găsim o sticlă. Ai lootat marketul? Nu, n-am fost încă. Da mă, Cristi, ce zici că să... ia ce holster? Ia ce tare backpack-ul ăsta. Pistol holster. Ce, am un pistol în el, frate. Du-te, îmi țin revolver. Da, ia, o șapcă, frate. Așa. Na, bun. Să vedem ce paint-uri mai ies. Deci este style-ul Joker. Ce crezi că s-a schimbat dramatic în Daisy în ultima perioadă, din 2020 până acum? Eu? Cea mai tare chestie e faza cu să schimbe itemele în inventar, să le rotești. Mi se pare cel mai interesant lucru din ultimii 5 ani de Daisy. Să sar pe garduri. Nu, bă, tu ai amor pe asta. Da. Deci... în ultimul update, într-adevăr, s-a băgat, s-a surt picioare, au mai băgat chestii micuțe, faine, chestii de detaliu și au băgat revolverul, văd că... nu, nu a dat să faci ruleta rusească și mie mi se pare, bă, no-brainer, cum naiba să bagi? Da, era tare, bă, se făcea mai de mult așa. Da, au zis că o să se bage, dar nu înțeleg de ce n-ai... bă, dar noi acum mergem înapoi, știi, nu? Ba nu, noi am venit din partea aia, bă. Da, mă, dar aici mergem pe acolo, nu vrei să mergem în corca? Hai, să-i dăm încolo. Ba da, hai. Nu. Doar că au luat pe drumul ăsta, așa? Nu, mereu mă înapoi în stânga. Știu eu. După tine, șogor. O băgat ceva update-uri aici colo. O băgat o pârtie de schipă hartă. Da, update-uri mari. Ce? Pârtie de schipă nu găsești loot. Ba da, mă, erau căbănuțe de hunter, bă, peste tot. Aia, mă, da, mă, că erau cabani, da. Am lutat tot orașul ăsta? Și n-am găsit o sticlă de apă? Nu. N-am lutat. Ne trebuie apă, mă, gen sticlă. Stai să mă uit un market, că aici o găsești. Și ceea ce, dacă o să jucați de zi, sau dacă vă gândiți să luați, la început o să fie foarte greu. Mai ales că acum comunitatea de Daisy sunt unii care sunt ca noi, care cred că sunt marea majoritate, dar n-au de ales. Care vor servere cât mai vanilla și puține moduri, din chiar modurile de care ai nevoie. Oare să-mi iau casca de motociclist? Hai la mine să vezi, sunt ok. Nu știu. Așa, eu sunt la marketul ăla micuț, mă urc pe el. Bine. Manțul e sport. Ce urlă mocanul ăsta, mă. Tu încă ești la oră, l-am dat pe mut. Da, pe eu mi-l simt, dacă zice ceva de noi. Treaba ta. Burlap sack. Așa, unde am rămas? Da, mă, care vor să-și joace Daisy, dar sunt numai servere modate, cum... noi am încercat, eu fac live în fiecare seară aproape cu Daisy. Și de câte ori jucăm, încercăm să găsim un server fine. Cât mai vanilla cât posibil. Mai vanilla. Acum am găsit asta, dar seara e foarte greu să intrăm pe el. Plus că și mai dă câte un restart. Ia bă, hiking backpack gri, gen, nu-i negru ca meu, e gri așa, spre negru. Da, mi-am luat unul mai maro, e ok și
Și dai numai de serveri modate. Într-adevăr, sunt faine modurile, elicoptere, mașini, nu zic. Dar pe când ai de săbi din Star Wars și de... 200 arme plus. 200 arme plus. Pula mea, frate, deja e penibil. Sunt niște... Mamă, mi-am găsit flare-ul înapoi, bă. Ăla l-am dropat eu. Da? Da. A, de fapt, stai că-mi iau backpack-ul ăsta, că e mai ok. Ia, bă, încă... A, nu, nu, să nu te uiți la mag-urile astea de aici. Nu, că am... Bă! Ai dropat, fă-te de pula. Mi-mi plac modurile astea micuțe, care sunt mai dinamici, așa, gen, fun. Cine dracu și-o luat? Aia, de la Fluier, a venit agro, bă, Arasel. Ce tare. Ia-le. Ai, bă. Uite cât zombi merg acolo, tăte, dracu. Yo, e fugi, bă, hai să plecăm, bă, că o să vină tăt orașul, iară. Și așa m-am urât de vreo 10. Ia ce-i lă. Hai, fugi, fugi. Hai că n-avem stamina aici. Ai, ai, ai. Yo, yo, yo. Bă, bă, bă. Unde-i, mă? Unde-i? Apușca. Arase. Hai să ținem asta de sus, ceau. Mă mergem în stânga. Vezi, nu ești bleeding. Nu. Da, și sunt grămadă de moduri inutile pe toate serverele, o să vedeți. 100 guns, loot plus 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 plus, care transformă de ziul într-un Battle Royale mult, mult mai greu, unde adun numai arme și te omori. Bine, când joc cu Cristi, e aceeași chestie. Da, du-te, mă, că nu-i chiar așa, mă, du-te, mă. Nu, dar faza e că, deci pe servere modate, modate, chiar că nu-i nimeni friendly. Adică friendly, nici măcar da, să te... Da, să-ți dea în cancer, să știi, să te... Aia e faza, bă, că nu ai de ce să fii friendly, mori. Și în 10 minute ai înapoi lotul. Da. Înțelegi? Nu are relevanță să fii friendly. Blue pen, frate. Și da, ăsta-i de ziul. Da. M-am gândit să... Tot am zis că fac un tutorial pentru playerii noi din DayZ, ăla frumos editat cu harta, să arăt rute, știi? Avei poți să faci. Oricum, dacă vrei să... 3-4 rute. Da. Top 3 rute din DayZ. Dacă chiar vreți să vedeți DayZ, eu nu mai prea postez clipuri, dar în schimb fac live-uri. Gen undeva la 8-10 seara o să mă vedeți aproape fiecare zi live. Chiar că de când m-am apucat de live-uri n-am fentat. Ce n-ai făcut, mă? N-ai fentat? N-am fentat, gen n-a fost seara în care să nu fac live. Eventual m-am întârziat sau chestii de astea, dar... La 10, până la 10 tot timpul. De la 10 jumate, cel mai cel târziu. Da. Nu este o notă acolo. Nimic, frate. Nu găsesc nimic. Enduro, helmet și... Na, hai să mergem în... Muzică. Mergem în Gorka. Hai. Adică prima dată mergem aici la baza în checkpoint-ul ăla. Ce ninge, bă... Și la mine? Iar 1000 de zombi. Foarte mulți zombi pe serverul ăsta, așa am obținut încât am observat, băi, plin. Băi, ia pula. Să nu intri în hambar. E plin de zombi. A, bine, pentru... Stai că închid înapoi. Ia, am eu blocat între alea de animale și numai sare peste garduri. Aoleu. Io. Mi-e dat bledic. N-am vrut, mă băteam cu fraier. Ce cuțit. Ia frate un generator. O-l ducem cu noi? Nu pot să-l arunc, bă. Nu pot. Da, ai vrea tu. Tu ai tendința să arunci tot ce vezi. Ai văzut un punct cumva? Ai vrut să-ți închid ușa în față, nu mergea. Hai să mergem. Ne cărăm. Oare zombiul ăla tot sare peste garduri? Bă, filmul lui boss. Ia la-i. Încă sare. Uite-te la el. Doare, fe, bă. Face sport, frate. E atlet. Mi-a venit, mă, să-mi pun telefonul să mă uit la chat. Și eu filmez, nu fac live.
Și da, mă, ce mai zici de Daisy în 2021? Și merită banii. Bă, își merită banii, dar nu, aș fac cu serverele. 40 de euro, sincer, n-aș da pe Daisy. 20, maxim, ți le-ai de pe Steam. Maxim 25, hai 30 în durare. Dar 40 n-aș da. Îl puteți... Păi nu, ești obligat să le iei de pe Steam, poți să le iei de pe C2A, poți să le iei... Mai sunt multe site-uri unde da. Mai ieftin. Le iei de la Gamma. A. Bă, cine n-ai bășea de pe Steam? Când e la reducere... La reducere e 19,99. Da, 19,99. De la Gamma, cred că vi le-a cu 10, 15. Ca băieți. O să trage în stânga. Da, n-am auzit. Electro, sau ce e acolo? Stai, noi pe unde am urcat, bă? De unde am urcat? De la Berezino, așa-i? Da, din stânga noastră. Da, deci de la Berezino se trage atunci. Hits. Vezi ceva la el? Nu. Nu știu, ai văzut atunci cu spamat. Cărcător de FX. Ai avut FX, ai avut pistol FX? Nu, n-am avut. Și l-ai dropat? Era Colt. Ah. CG5, dar fără încărcător. Uite mă că, bă, s-a plecat pe sub ciocanul meu. Vai, ce buguit e, bă, ce urât face la mine pe ecran. CG5. Hai încorca. Caracterele noastre sunt pe un live dinainte. În care am avut o grămadă de acțiune aici în Berezino. Sperăm că supraviețuim, bă, și pentru diseară. Da, diseară pe live. Dacă putem să intrăm pe server, intrăm de la 7, pe când intrăm să dă restart. Ei da, dar la cât s-o dă restart aseară, bă? Exact, ora. Nu știu. Cred că un 10:30. Cred că da. Știi care e faza? După ce se dă restart, nu trebuie să spamăm ca nebuni, așteptăm un pic, știi? Și mi s-a buguit butonul ăla în pana mea și... De la Gorka cred că putem să o luăm direct la Mishkino dacă nu... Northwest, nu Mishkino. Nu mai cunosc așa, ba... Nu mai știu exact harta, bă, de când am tăpă servere modate, bă, tăcă waypoint-uri. Nu știu, de multe ori mă opresc și apăs să am avut o run, dar n-am. Nu mai mi-amintesc exact harta. Frumos din ceva? De când am găsit o mozi în hambarele astea. Nici nu cred că se mai spawnează. Nu o să spawnează. Știi care spawnează loot bun? Hambarele alea albe. Spawnează shotgun-uri și chestii astea. Păi alea unde era zombie ăla retardat? Nu ăla. Și alea. Alea spawnează CR. Și shotgun. CR-ul e un sniper decent. Dă-i seama să stai în CR, nu? În real life, gen. În oraș. Să știi toate locurile astea. În caz că nu știți, da, locurile astea chiar există în viața reală. Dar sunt videoclipuri, bă, gen cu drone, când trece pe stătăte, știi? Văzut, gen exact showcasing numai chestiile astea ce sunt Daisy. Mhm. Dar dealurile și bușurile sunt fix la fel. E foarte, foarte tare făcut, bă, foarte... Pădurile arată la fel. Bine, mapa e făcută din Arma 2. Da, din Arma 2 adaptată la ăsta ce e aici. Și view modulurile mi se pare că din Arma 2 de fapt. Gen grafica arăta mai bine și dacă ar face iarăși tot. Mă ales, m-au zis, mamă, cât zombi e-s. Apocalipsă, frate, că ne-am dorit mult zombi. Uite cât zombi are serverul ăsta. Să schimb cuțitul, frate, că nu se mai poate cu ăsta. Să te uiți numai în drum, câți zombiezi. Numai în drum văd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deci... Trebuie să le dăm cu... Nu! Ce zici, Ogor? Tu vezi câți ies? A, stai că s-a ascuns acum. Mai ies încă atâția. Hai pe crouch, frate. Uite și aici-s doi, în stânga, vezi doi, dă-le repede. Fuck! Bă! Ia-l pe ăla. Mamă, ce-o fugit asta. Vezi că acolo sunt grime de zombi, frate.
Deci hai pe aici. Vin să... zombi. Stai, stai că vin zombi ăștia de ale. Vreau o lopată, că e mai bună decât asta. Bă, un cuțit, ți ajunge. Cuțite, frate, ia-ți cuțite. Am, nu, mă, un cuțit, nu îl stric. Bine, eu mai am vreo 35. Băi, mă, dar mulți zombies, bă. Știi că ziceai tu că în arma 2 ce fain era, trebuie să merg pe burtă prin oraș și că vine o groană de zombie după tine. Aia, dar în arma 2 nu te vedeau din altă parte a orașului, în gen, știi? Iar mi-a dat bleeding. Cum? Mi-ai futut una. Ce ai cu bușul? Dar vreau, nu te vedeam, frate. Cum mă râs cu ăla. Dar pune-te și tu sad, frate, să ai negru, să ai camuflaj. E tare veschitul ăla, mă durdez de-am plac de el. Nu pot să folosesc. Nu mai pot? Nu. E un pic. Mi-a arătat style-ul, dar nu pot să-l folosesc. E un pickaxe aici. N-ai ceva scope? Am un hunting. Da? Vezi că vine un zombie după tine. Aștept. Ia da să văd dacă merge pe KVP-ul ăsta, nu cred. Ia. Yeah. Nu, merge ăla înapoi. Ai, 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 ai. Hai să-i dăm către poliție. Ca băieți. Și orașele s-au schimbat de când a apărut jocul, gen clădirile s-au mai mâncat. S-au schimbat anumite structuri și culori, au băgat lucruri noi. Da, o retextură. Update-urile recente. Da, da, da. Oricum, nu-i foarte schimbat din, de la ultimul videoclip pe care l-am făcut. Dar sunt niște update-uri care îmi și scapă. C-au băgat update-uri faine, gen... Ultimul update ăsta chiar a fost fain. Am un bur la sac. Ne facem ghiozdane de alea sau? M-am și eu, nu știu. Păi și eu mai am. Rope ai? Nu. Eu am și rope. Să-ți găsim rope ție. Da, pot să-mi fac, am 6-6-5 bandaje. Gen... Lutăm poliția, ne băgăm într-o casă și... Da. Ah, am crezut că e player-ul ăla. Stai că m-a auzit un fraier. Mă duc eu pe ăsta la altă. Uite, bă, așa mă enervează cum s-a pleacă, mă. Ce pe mine? Mă place așa cum un zombie, bă. Bă, scările astea sunt buguite, frate, de vreo 30 de versiuni. Nu poți să urci cu arma sus pe ele, bă, bă. Ea e armă mare și de-aia. Nu, cu niciun fel de armă nu poți să urci pe aia. Mereu a fost așa. Oh, lol. Trebuie să schimbe asta cu totul. Clădirea. Așa scările. E un Glock acolo pe jos, dacă vrei. Ia, uite, rău, frate. Ca beți. Hai, ia-ți-l. Mi-a luat robul. Și așa să le facem camera asta, tătunaie. Dar pe parcă de cât e ăla? Ăsta meu de 42 și e negru, frumos. Ăla e de 62, mi se pare. Apoi eu mi-l fac, bă, să văd de cât e, nu mai știu, știu exact. Ionela SRL. Ce Ionela SRL? Firma, nu știu, ceva firmă. Aia vorbește. Da. Nu e ca să... Nu e acum să la profa de economie, de economie. Ceva de ăsta. Ionela SRL. Păi nu știi că sunt firme de alea. Ba da, frate, de aia de alea zice și el. Marcel și Daniela. Ionela SRL. Mi-au stricat zombie bluza în pula mea. N-am să o închid. Am eu. Am eu. I have two. Yes. Ok. Și da, măi. Vă aștept pe live diseară. Hai să vedem câte are, frate, câte spații are burla pe. Cum îl fac.
42 are. Da? Fix, fix. Zic că mai bine îl țin pe ăsta negru al meu. Da, e ok și ăla negru. Mai e fain ăla că... Am, asta am se camuflează mai bine, oricum. Ce e, să-l schimb? Bă... Chimbă, mă, fă-ți de ăsta, mă, știu, că se camuflează mai bine și în pădure. Bă, și uite că l-au retexturat, mă. Ghiozdanul. Dar vezi că ai pe umeri alea, înainte nu se vedeau așa. Știi? Cum o ține pe umăr și pe piept în jos, era o oață numai. Ah, da. O să-mi iau și eu niște bețe. Să mor un zombi. N-am să închid, am crezut că am. Am găsit mâncare și mai mult rup. Îți faci și tu de asta? Da. Păi să fim la fel. Trebuie 3 băiețe. Nu să-ți aduc eu. Sau? Să aduci tu? Da, stai să mă rog de aici. Să-mi aduci tu, închid-o la bă. Mi-ai zis că ai și tu. Am crezut că am un oră. Și știam. Ia da. Hâț, cat buș. Nu vrei un canon până ar. Bă, nu știu. Bine. A, un cuțit și am o piatră. Stai că eu îmi craftez asta. Ceva ce ai rob cu asta prima dată? Da. A, rob cu burlap sac-o prima dată. Ca băieții, ca golanii, în cerno, vândăm mârlanii. Aoleu. Aoleu. Domnule, zici că sunteți din filmele Matrix. Oare tu ești pe mână? Aoleu! Ce? Tu fugi pe afară. Nu, nu. Aud pași în drum undeva. Stai că mă urc pe poliție. În, la intrarea din spate, în partea aia. Eu sunt pe poliție, dar nu văd nimic. Dacă ești în poliție, înseamnă că pe tine te-am auzit. Cred că e un brick house aici și după brick house ar trebui să-l vezi. Bă, e destul de popular Gorkau, deci... Unde ești? Lângă brick house, aproape de poliție, gen în stânga poliției, după copacul ăla mare. Ești, ești pe copac? Nu, lângă. Nu, și eu sunt lângă brick, sunt lângă brick. A, te văd, stânga ta. Bine. În partea asta, drept în față, ai sargardul. Sargardul. Partea aia am auzit ceva. E ca și cum ar trece pe aici, pe lângă seră. Eram aici. Mă duc la clinică. Nu uite, mă bag în casa asta, poate găsesc un mozi. Băgam, aș piciorul e la grobă, frate. A, pe tine. A luat să-ți-l omoră. Mulțumesc. Mare domn. Te duci la clinică? Da, da, acum imediat sunt market și mă duc de clinică. N-am găsit nicio sticlă, mă, frate. Bă. A, ești market? No, acum am intrat eu market. Sunt lângă pompă. A, vezi că ți-ai luat agro. Da, a, nu, eu mi-am luat. Ai de capul meu, bă. Hai la mine. Yo, 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 ce din dai-o de aia. Yo. Yo, că m-am picat. I-am scos toți ficații din el. Trebuie să mai vânăm, bă. Știu. Mai am o bucată de carne făcută. Și eu și mi-am o conservă, dar... Pe viitor să ne gândim să nu mai fim iară. Vezi că fuge popa după tine. Unde, mă? Eu sunt clinică, frate.
Are agro pe mine și-o fugit de mine la biserică, a mers popa și-o vint acum înapoi la mine. Păi ți-o dus către chemare, frate. Nimic în clinică. Nimic? Ca beți. Băi, deci mă disperă, frate, că nu găsim nimic ca lumea. Bă, stai numai în corc, aia asta e vanila. Da, mă, dar o pereche, ceva, tetraciclină, ceva. Am găsit eu cercul tablet. Blue pen. Ce mergem, ce facem, mergem mai către nord-vest? Hai să... Eu ia bem apă de aici, a? Eu știu cum să ajung direct la nord-vest, dar dacă vrei să luăm până orașe... Ia pula. Hai că aici închid și episodul cu tine. Da. Da, mă, și cam asta a fost episodul. Ne vedem data viitoare când ne vedem, când o să am un subiect de vorbit cu totul, că nu prea am vorbit. Foarte tare că nu prea ai ce. Poate o să fac un tutorial, dar ne vedem seara pe live-uri. Hai, vă las. Salut! Pa, pa!